Yo lume, în episodul de azi o să vă arăt cum am făcut piesa Ole alături de Snoop Dogg și Inisebi. So let's go! Ca să înțelegeți situația, am primit o ofertă super tare pentru o strofă non-exclusivă de la Snoop Dogg printr-un plug de-al meu, printr-o legătură mai veche, de la niște producători cu care am lucrat cu mult timp în urmă și am zis n-am cum să o ratez, n-am cum să ratez o astfel de ofertă. Ok, în primul rând trebuie să facem diferența dintre strofă exclusivă și strofă neexclusivă. Vedeți voi, dacă vreți o strofă exclusivă de la Snoop Dogg, vă costă undeva la... Dacă vreți să apară și în clip... Sau cine dispune de un apartament în București pentru o strofă de a lui Snoop Dogg, good luck! Dacă vreți o strofă non-exclusivă pentru piesa voastră pe care să dețineți desigur drepturi, păi da, trebuie să aveți o legătură. Și e o surpriză! Am avut această legătură și am zis n-am cum să ratez această ocazie pentru că este o oportunitate foarte rară, este o oportunitate foarte tare de a crea un produs frumos. Cel mai important este cum gândești acest produs, așa că am zis să încep să gândești. Am dat telefoane. Alo, 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 toată lumea. Am zis, bă, Inisebi o să rupă refrenul pe piesa asta, o să facă ceva extraordinar. Eram sigur că Inisebi o să se muleze perfect pe refren. Mai trebuia să fie un artist pe această piesă, însă din păcate n-a putut, a trebuit să plece. Și mai dedusem niște telefoane înainte, dar nu s-au legat. L-am sunat pe Inisebi, i-am explicat situația, ne-am dus la studio, am început să lucrăm cu Dragoș Vasilache la beat, am tras strofa, Inisebi și-a tras refrenul și ghiciți ce? Mai mult decât monstru, mai mult decât îmi imagineam, practic a rupt refrenul ăla, am zis da, ăsta e produsul pe care îl vreau, așa trebuie să sune piesa. Am ales să facem piesă de balans, oameni buni. De ce? Pentru că, bă, frate, haideți să vă spun o chestie. Toată lumea ar fi făcut piesa asta pe rap. Zic și eu, m-am gândit, bă, de ce să fac pe rap? Adică să fie așa rap, să fie old school, să fie West Coast, să fie nu. Mai bine facem ceva, n-am vrut ceva diferit, să fie diferit. Nu am vrut să mă duc cu piesa asta într-un rap din ala old school sau boom bap. Ce, doar pentru că e strofa lui Snoop Dogg, pe ea trebuie să o duc în rap? Nu, am zis, trebuie să o duc în ceva mai mare, ceva mai pur românesc, mă, ceva tare. Și mi s-a părut extraordinar când Vasilache a venit cu ideea asta de instrumental. Și a ieșit piesa, ole! Și toată lumea, ole! Când zic ole, ole, sus mâinile! Știți ce zic? Trebuie să-mi sun distribuția, să le dau licența pe care o am pentru a utiliza pentru Spotify, Apple Music și toate serviciile de streaming acolo, pentru că toată treaba asta e legit, pentru că toată treaba asta e făcută cu licențe 100% legale, acordate fain frumos. Va trebui să le trimit distribuției mele, pentru că atunci când lucrez cu artiști atât de mari, distribuția îți poate cere o dovadă să vadă dacă, bă, nu cumva tu minți că ai fit cu Snoop Dogg, de exemplu. Știi? Și atunci cu această licență care îmi cedează această strofă, pot demonstra faptul că totul este legal, iar pe Spotify o să fie totul legit, o să apară și numele lui Snoop Dogg pe piesă, nicio problemă. Așa că hai să sunăm distribuția, să le zicem alo, distribuția, știi ce zic? Mă gândeam totuși că lumea o să zică, bă, Bacovia, ai cumpărat strofa lui Snoop Dogg, ai făcut nu știu ce. M-am gândit la asta, am zis că lumea poate nu o să înțeleagă acest concept și așa că le-am zis, ok, trebuie să le prezint cumva conceptul ăsta, de aia cumva primul vers de pe strofa mea zice, banii n-aduc fericirea, dar îți iau strofa lui Snoop, pentru că n-am de gând să mint pe nimeni. Este o strofă pe care am achiziționat-o printr-o legătură, ok? Există multe strofe și mulți artiști de care poți să dai datorită internetului prin anumite legături, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că în urmă cu 10-15 ani nu era atât de ușor, era aproape imposibil să faci chestia asta, însă ziua de azi internetul s-a dezvoltat atât de bine și oamenii sunt atât de open încât îți deschid foarte multe portițe. Și atunci trebuie să beneficiezi de asta, dar când ai șansa de a lucra un proiect cu Snoop Dogg sau cu un artist foarte mare, o legendă a rapului și a muzicii, trebuie să gândești puțin proiectul ca să nu faci un proiect de genul ăsta să adune doar, nu știu, 50.000 sau 100.000 de vizualizări. Ar fi cea mai proastă risipă dacă ai primi 8, 16, 30 de versuri de la un artist legendă și le-ai risipi pe o piesă care să adune 50.000 de ascultări. Ar fi cea mai mare risipă. De aceea acest proiect a trebuit să-l gândesc foarte, foarte bine. De la asociere, de la beat, de la versuri, de la campania de marketing pe care am făcut-o. Adică am gândit toată nebunia asta, am anunțit pas cu pas, pentru că știam că nu pot da cu piciorul la o astfel de oportunitate și că nu pot să o scot doar așa de dragul de a fi un astfel de proiect cu o astfel de strofă, ok? Ai strofa lui Snoop Dogg, fă ceva tare. Nu-ți bate joc de oportunitatea asta, nu da cu piciorul, pentru că e ceva unic. Și e pentru sufletul meu. Pe mine cel mai mult de treaba asta mă interesează, să-mi
fac damblaua mea personală, pentru că eu de când eram copil, ca și ca majoritatea rapperilor și așa mai departe, a oamenilor de fapt, am ascultat Snoop Dogg. Trebuie să fii ipocrit să nu știi de Snoop Dogg, să nu-l fi văzut în filme, să nu-i fi ascultat muzica prin emisiuni TV și așa mai departe, să nu înțelegi puterea lui Snoop Dogg. Și în al doilea rând, am zis că o fac și pentru oamenii care chiar mă ascultă și s-ar putea să fie ceva interesant și pentru ei, și cu siguranță va fi ceva interesant, sau cel puțin așa sper. So, beat-ul a fost făcut, piesa a fost înregistrată, a fost trimisă la mixing and mastering și ghiciți ce? Mai ai nevoie de un videoclip, ok? Am apelat la legătura mea de afară și ne-a spus: uite care-i treaba, bro, vreau să fac un videoclip pe piesa asta. Desigur, Snoop Dogg nu lua avionul să vină la acest clip, că n-are cum, n-are cum. Avem într-adevăr licență de a folosi imaginea lui, dar am zis: bă, ce dracu, stau să fac holograme pe videoclip, vreau să fac nu știu ce, nu, mai bine fac eu cu Sebi ceva simplu, frumos, dar plăcut, înțelegeți? Nu pot să dau asemenea piesă cu artwork. Dacă făceam chestia asta, era una dintre cele mai mari greșeli pe care puteam să le fac în acest extraordinar proiect, așa că am zis: hai să-i facem un clip. Ne-am dus, ne-am jucat jocuri super tari acolo la Arcade, la Rematch, unde am fost invitați frumos să facem videoclipul piesei, după care am trimis clipul la montaj, la efecte și la alea, așa a ieșit produsul final, de care sunt extraordinar de mândru, extraordinar de fericit, și Inisebi este fericit de acest proiect, toată lumea e fericită de acest proiect și sper, poate, într-o zi o să-i facem un remix. Cum ar suna un remix și cu cine ar trebui să fie un remix? Asta e o întrebare bună. So, am avut piesa, am avut mixul la piesă, am făcut clip. Dacă vă place piesa, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă abonați la canalul de... Să vă abonați la canalul Bacovea Live, pentru că facem 50.000 de urmăritori și până data viitoare, eu am fost Bacovea. Ole, ole, ole!